Hei, salut, eu sunt Amasico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, cum vedeți aici, mă aflu în GTA pe 5M și astăzi am un plan foarte mare, deoarece o să furăm o mașină. Da, ați auzit bine, o să furăm cea mai scumpă mașină din GTA, un Bugatti. Mamă, deci de-abia aștept să-mi fur acea mașină. Sper să meargă planul de astăzi, deoarece, cum vedeți, ia uitați numai ce mașină am, mamă, deci... Nu sunt așa bogat, deoarece am aici un Mercedes din 1987 și nu știu, m-am gândit să-l schimb, nu am bani, nu am nimic și m-am gândit să-l dau. Adică, nu știu, să-mi cumpăr alta, dar numai că nu prea am bani și m-am gândit să fur o mașină. Sper să ne iasă planul de astăzi, am ieșit aici din garaj, asta e casa mea, unde nici nu mai am bani să plătesc chiria. Mamă, deci nu știu ce să mai fac cu casa asta, o să o vând sau nu știu, o să o las, așa cred. Oricum, plătesc, nu știu, undeva la 400 de euro pe lună pe această casă. E o casă așa mai... E mai veche, după cum puteți vedea, ca și mașina asta, mă rog. Și acum o să mergem să vedem dacă ne merge planul, nu? Eu nu știu câtă benzină mai am, mai în freză. Com, steig ein, tu bastard, ey, com, so, let's go. Mamă, deci, mașina asta face drifturi, deci trebuie să avem... Ai de cap, mi-a deja am zgriat-o, cred. Mai în frese. Ia uite ce mașină are tipul ăsta. Yo! Mai în gutaita. Mamă, deci eram să dau un tipul ăla. Trebuie să avem mare grijă pentru că această mașină face drifturi foarte mari. Pac. Ne luăm ceva de mâncare din cauza că nu prea mai avem... nu prea mai avem mâncare. Prima aici. Pac. Let's go. Mă, ăsta ce face aici? Cred că face TikTok. Alo. Mai în câte... Alo, m-auziți? De ce se sperie tu de mine? What the hell, bro? Mamă, nu fac absolut nimic. Hello. Bună, domnișoara. Ai TikTok? Yo. Tu... Ei! Tu bastard, ai ceva sfârțul, mi-ai dat... Man, vinul căzău numai în gură, hai! Pac! Din cauza ta mor, nu? Pac! Pac! Pac, mamă, nu fresă, din cauza ta o să mor acum. Mamă, de unde vin bodyguards ăștia? Eu, astea erau niște prostoate, 100.000, cred. Mai în gâte, erau niște, nu știu, erau niște bitches, cred. Și de asta am și murit, mai în gâte, ei. Ia uite... De unde a venit tipii aia, bă? Zo, mai în gât. Ia să vedem ce e aici. Yo, aici e un club. What the hell? Alo, bună. Ok, deci cum a spus, nu avem bani, mai încât nu avem bani să ne cumpărăm nimic. Eu mai bine plec de aici. Ăsta e un rock, ceva club, nu înțeleg ce e ăsta. Ma, nu avem bani, mă, e nașpa dacă nu avem bani, trebuie să mergem. What the hell, ce e acolo sus? Yo, ce cu orașul ăsta, că nu înțeleg. Man, ok, deci trebuie să mergem acum. Deci... Unde e acea casă? Trebuie să mergem la acea vilă, deci să vă explic cum stă treaba. Deci e o vilă unde acea persoană acolo are o mașină, un Bugatti, un bolid, mamă, care e cea mai scumpă din GTA și astăzi vreau să o fur, mamă, deci e securizată foarte puternic acea mașină, deci nu știu, nu știu dacă o să pot să o iau. Nu știu cum o să intru înăuntru și vreau să vă mai spun, dacă vreți să jucați pe serverul meu, o să jucăm în roleplay, adică să facem roleplay între noi, între prieteni, scrieți-mi pe Instagram sau o să vă las Discord-ul în descriere, acolo să accept, o să jucăm împreună și dacă mai faceți și YouTube, e super tare pentru că o să facem videoclipuri împreună, adică o să facem o colaborare, să zic așa, pentru cei care fac YouTube. Așa că trebuie să avem mare grijă, uitați, vine primăvara, deja am florit copacii. Puu. Pac, ok, luăm aici dreapta, mamă, deci... Hai, domnișoară, dă-i... Oh.
Pac. Aude. Trebuie să avem mare grijă. Eu, deci, am ajuns, pur și simplu am ajuns, cred. Ca să vă zic, aia e casa din partea aia, mamă, aici niște... Uite, asta e casa, mamă, trebuie să vă arăt casa. Ia uitați numai ce vilă, ce casă are tipul ăsta. Și acolo, în garaj, am văzut, mamă, deci, am văzut că are o mașină super tare, un bolid Bugatti, cel mai scump din GTA, fraților. Și astăzi m-am gândit să-l fur de acolo, nu știu. Stai să-mi iau și o armă din... din spate, din portbagaj. Ok, perfect, mi-am luat un sniper. Mamă, sper să nu mă vadă tipul ăsta. Să nu mă vadă tipul ăsta, că... Să vă arăt acolo. Uite, aia e casa. Aia e casa. Și acolo e mașina. Eu, cine acolo? Eu acolo e tipul ăla care face mușchi. Care se antrenează. Și gen acolo e mașina. Acum nu văd oricum e în garaj, cred. Sau nu știu dacă e acolo. Deci nu am idei dacă e acolo. Trebuie să mergem numai decât să vedem. Trebuie să mergem să vedem dacă e acolo. Și nu știu cum să intru acum. Dați-vă mă la o parte. Mamă, deci nu știu, nu am idei cum să intru. Ah, ok, s-a deschis poarta, perfect, trebuie ușurel. Aici e intrarea, nu? Mamă, deci nu știu cum să intru. Arma jos, arma jos, arma jos, cap de gumă, pac. Ok. Man. Ok, deci intru frumușel. Să vedem, mamă, nu știu dacă se află mașina acolo. Nu am idee. Eu nici nu știu dacă pot să... Alo? Stai să sunăm, să sunăm. Alo, cineva acasă? Mă, nu știu dacă e cineva acasă. Eu? Alo, cineva acasă? Nu știu dacă e cineva... Eu, nu mai uitați câte arme are tipul ăsta. Mamă, de ce se... Dacă o să iau acea mașină, o să vină poliția după mine. Crezi că mine... Aha, acolo am văzut pe cineva. Eu. Asta e mașina care vreau să o fur, mamă, deci trebuie să avem mare grijă. Uitați numai cum arată, mamă, nu trebuie să ne uităm. Nu trebuie să ne uităm. Să ne vadă, ok, aici sunt tipii care... mamă, deci nu trebuie să ne vadă. Nu știu să le spun ceva. Ok, să intrăm. Bună, bună, bună. Alo, m-auzi? Da, am venit să vă vizitez, să văd... dacă sunteți acasă... mă pot uita la acea mașină să văd și eu, să văd ce se întâmplă, să văd cum arată. Ok, mulțumesc. Ok, thank you, mulțumesc. Deci o să mergem acum să vedem, să vedem mașina. Mamă, deci pur și simplu dacă o să luăm această mașină, ce aici? Trebuie să avem mare grijă să nu ne vadă tipul ăla că o luăm. Mamă, nu, mi-e frică să intru. Mamă, deci asta e, uitați numai cum arată. Yo. Mamă, s-o iau? Ok, nu o iau, mi-e frică s-o iau. Vine poliția după mine, vine jandarmii, gândiți-vă. Ia să vedem, putem să ne urcăm sus? Aici ce? Ah, ok, pe aici putem să ne urcăm sus. Perfect. Mamă, deci, tipii ăștia fac YouTube, văd. Da, mamă, fac muzică sau ceva. Uitați numai ce e aici. Un tip era aici care făcea, se antrena, dar nu mai e, nu știu unde a plecat. Eu l-am văzut tocmai de sus, de acolo unde eram eu, acolo sus. Mamă, trebuie să ne uităm să nu fie o mașină de poliție. Ceva, nu? Eu am tras fără să vreau, dar hai că vine poliția, da? Vine poliția, v-am spus că e periculos aici. Mamă, deja vine poliția, 5 stele din prima. Trebuie să mergem numai decât să luăm acea, să furăm mașina. Mamă, deci avem 5 stele, trebuie să avem mare grijă. Uitați mai cum arată, oh my god, deci nu vine să cred. Pur și simplu, mamă, trebuie să avem mare grijă.
Ah, mamă, de ce rapidă e mașina asta. Eu, da, gata, smort, smort, pur și simplu smort. Da, eu smort, pur și simplu smort. Mai nă frese, trebuie să avem mare grijă, trebuie să avem mare grijă cu tipii ăștia. Pac, știți-vă la o parte, mamă, deci mașina asta merge foarte repede. Nu aveți idee ce repede merge. Pam, pam. Pam. Mamă, deci merge cu 300 la oră, cred. Stați-vă la o parte, pam, pum. Wow. What the heck, mamă, deci cât de repede. Uitați mai cât de repede merge această mașină. Pac, mamă, dă-te la o parte, tu cap de gumă. Mamă, trebuie să mergem la Los Santos Custom ca să se punem altă culoare, să nu ne mai cunoască poliția, că dacă ne mai cunoaște nu e bine. Mamă, nu am control, nu am control asupra ei. Nu am control, trebuie să am control pentru că poliția ne ia tot. Bang! Bang! Choc! Mamă, nu prea știu să conduc pentru că nu nici permis nu mai am aici. Man. Dă-te mă la o parte, cap de gumă, da, o să-ți dau eu acum LSPD. Choc! Mergem la Los Custom. Mamă, dar unde e ăla? Trebuie să ne uităm repede. Mamă, nu mai știu unde e Los Santos Customs. Pac, mamă, deci câtă poliție pe aici. Dă-te la o parte, dă-te la o parte, dă-te la o parte. Pac, pac, mamă, deci trebuie să avem mare grijă. Veniți-vă că această mașină costă cât acest oraș. Ah, sorry, sorry, ah. Bam, 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 bam. Ok, ajungem, perfect, ajungem. Și-am ajuns, cred. Și-am ajuns. Și-am ajuns. Oh. Deci o să facem altă culoare. Nu înțeleg ce culoare o să facem. Un galben cu sau ceva de genul, nu? Un roșu cu un roșu cu negru, nu? E perfect, acum nu ne mai prinde poliția deoarece am schimbat culoarea. Pam. So, perfect, acum asta e mașina noastră acum. Perfect. Mamă, deci cât de rapid merge. Uitați numai cât prinde la oră. Mamă, deci prinde 400 la oră, cred. Pam. Mamă, deci sunt mai puțin pe autostradă. So, acolo în dreapta avem. Deci cât prindem, ia să vedem. Man! Ok, acolo în dreapta avem, deci ia să vedem. Yo! De ce se dau mașinile la o parte? Gândiți-vă că se dau mașinile la o parte din cauza că suntem cea mai scumpă mașină din GTA, gândiți-vă. Mamă, de se dau mașinile la o parte, gândiți-vă. Ia uitați. Yo, 300 la oră. Dă-te mă la o parte, cap de freță. Mamă, 300 la oră. 300 și ceva, 326. Nu prinde mai mult de 300, 340, 350. Ceva, pasă-te. 400, mai în gâte, 400 la oră, gândiți-vă. Mamă, cât de rapidă e. Yo, mamă, deci mașina asta e cea mai rapidă din GTA. 400 la oră, deci sunt cel mai tare cu această mașină. Gata, e a mea, mamă, ce bine că am scăpat și de poliție. Uitați-vă, numai cu cât prind. Pac, pac, man, com. Yo, deci cea mai tare mașină de până acum. Uitați-vă numai cum merge. Țac, 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 țac. Yo, cât de bun sunt. Gata, am murit. RIP.